cu un nou videoclip după o perioadă foarte, foarte lungă de vreme în care nu am mai postat absolut nimic. Îmi pare super rău că n-am mai postat, am fost... De fapt, nici n-am nicio scuză, efectiv n-am avut chef să filmez, dar astăzi am revenit cu un nou videoclip. Astăzi este 5 februarie, cel puțin când filmez eu este 5 februarie, sper să postez și videoclipul tot în această zi. Astăzi am împlinit 2 ani de când am înființat acest canal și m-am gândit să fac un giveaway. Ideea este că am văzut că aproape am atins suma de 10.000 de abonați, atunci am zis că voi face un giveaway mai mare când voi avea 10.000 de abonați. Și totodată să fie și pentru cei 10.000 de abonați pe care sper să-i strângem cât mai repede și pentru cei 2 ani de YouTube. Ideea este că ziua mea a fost pe 25 ianuarie și nu am mai filmat de atunci nimic și m-am gândit să vă arăt cadourile pe care le-am primit de ziua mea. Nu vreau să mă laud cu ele. Unii dintre voi mi-ați cerut să fac videoclipul acesta, așa că m-am gândit să-l fac, dar chiar nu vreau să mă laud, că le pur și simplu vreau să vi le arăt, pentru că unii vreți și pentru că sunt extrem de mulțumită de cadourile mele și am făcut un intro super lung, așa că haideți să trecem la video. Prima oară de la părinții mei am primit mai multe cărți. Am primit de fapt 5, ideea e că am mai rămas cu 3. Una este l-am împrumutat și... Și cealaltă a venit cu un mic defect și a trebuit să o returnez. Prima carte pe care o mai am este Cioburi de stele, primul volum al trilogiei Constelații. Este o carte destul de groasă și cam asta e sinopsisul. Cartea pe care o citesc în prezent este Labirintul, primul volum, Evadarea, de James Dasher, cred. Este o serie... Acesta este sinopsisul. Este o carte destul de drăguță până acum. Nu știu, mie mi se pare un pic brutală, dar chiar îmi place. Și ultima carte pe care deja am citit-o și pot să spun că este cartea mea preferată de la editura Nemira, este Frăția Corbilor. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că am destul de multe lucruri de prezentat și nu aș vrea să fie un videoclip foarte lung. De la părinții mei am mai primit și acest lănțișor. Mi l-am luat chiar când mi-am ținut petrecerea pentru că aveam nevoie de un lănțișor și am gândit să mi-l cumpăr pe acesta. Și am mai primit 3 păpuși. Am primit această păpușă Barbie Fashionistas. Vă anunț că toate pe care le-am primit sunt Barbie. Este una dintre cele mai frumoase păpuși ale mele. Mie mi se pare foarte frumoasă, este totuși foarte simplă și foarte frumoasă. Nu se focalizează și nu știu de ce acum. Are un păr foarte, foarte lung și negru. Are această rochie simplă, curcubeu și acești pantofi foarte, foarte fain. Apoi am primit această Barbie Fashionista, stai să vă arăt. Acesta a venit și cu haine, dar nu știu exact unde le-am pus, deci o să vă arăt așa. A venit cu haine de schimb, are o pălărie, colier, are rochia asta simplă, foarte, foarte faină, care are elastic aici, deci nu trebuie să o... E mult mai ușor de îmbrăcat și aceste botine pe care absolut orice păpușă le are, deci am o groază de păpuși cu botinele astea, dar nu mă deranjează. Cel mai mult cred că îmi place la ea părul, pentru că este un păr scurt, nu este părul acela lung și, nu știu, mi se pare foarte, foarte faină. Și ultimul set, am primit și un set, este setul acesta Barbie Skipper, care a venit cu accesorii, dar sunt prin cameră și nu o să le aduc. Iar a venit cu Skipper, care este îmbrăcat destul de fain. Îmi place foarte mult fusta, nu prea îmi place bluza ei, pantofii sunt drăguți, are... Nu este foarte articulată păpușa, păpușa are doar 5 articulații la cap, la brațe și la picioare, însă fața este foarte frumoasă și are părul jumate mov și jumătate maro. Și a venit cu această feliță mai micuță. Arată cam așa, este foarte, foarte drăguță și cu acest cărucior. Acestea sunt practic piesele cele mai importante din set, pentru că au mai venit cu mici accesorii. Poate să vi le arăt odată, dar acum nu le-am căutat. Apoi de la mătușa mea am primit ceva ce mi-am dorit de foarte, foarte mult timp. Nu știu dacă ați auzit de această marcă, Chameleon, dar au niște marcări pe bază de alcool foarte, foarte faine. De aia că ele sunt destul de scumpe, sunt undeva la 500 de lei și
Sincer, nu știam dacă să investesc atât în carioci sau nu. Până la urmă mi le-a cumpărat ea și sunt extrem de fericită. Așa arată markerele. Sunt 20 de culori și aici un marker de contur și un blender. Nuanțele de culori sunt extrem de frumoase, aici sunt toate. Și îi mulțumesc extrem de mult mătușii mele. Vreau să vă spun de acum că vă mulțumesc tuturor pentru cadourile pe care mi le-ați făcut. Pentru că nu aș vrea să zic de fiecare dată la fiecare cadou. Poate ar fi prea, nu știu, m-aș repeta de prea multe ori. Dar ideea e că vă mulțumesc tuturor că ați venit la ziua mea și că mi-ați făcut ziua atât de bună. Apoi mi-am făcut și eu niște autocadouri, mi-am făcut două autocadouri, practic. Mi-am mai cumpărat eu acest lanțișor, este din același magazin ca și celălalt primit de la părinți, dar pe acesta mi-l-am cumpărat eu. Tot așa, este foarte, foarte drăguț. Și mi-am mai cumpărat o carte, se numește Vocea Pumnalului, este primul volum din trilogia Pe tărâmul haosului și mi se pare destul de interesantă, nu știu. Vă las și sinopsisul. Cum să începem chiar cu cadourile primite de la prietenii mei. Primul cadou a avut două piese, dar pot să vă arăt numai una, pentru că a doua piesă este o ramă cu câteva poze în care apar și eu și prezența mea și nu știu dacă e ok să vi le arăt, poate ea nu vrea să apară, deci îi mulțumesc extrem de mult, e un cadou foarte drăguț, dar n-am văzut să-l arăt. Dar totuși am primit și această carte, se numește Coroana, este ultimul volum din seria Alegerea, este scrisă de Kiera Kes și mi-l doream extrem de mult, vreau să termin în sfârșit seria și mă bucur extrem de mult că l-am primit și am mai primit și această felicitare foarte drăguță. Apoi, de la o prietenă am primit o sumă de bani și cartea aceasta, Îți voi dărui soarele, pe care o doream tot așa de foarte mult timp, este de la editura Epica și este scrisă de Jandy Nelson, sper. Aici are doar păreri, sinopsisul ei este pe această parte. Mie mi se pare o carte foarte interesantă și pe partea aceasta sunt informații despre autoare și tot de la ea am primit și felicitarea aceasta. Tot de la o prietenă am primit o carte și o sumă de bani. Cartea este Pe cetea morții de Veronica Ruth. Sincer, cartea aceasta mi s-a părut puțin ciudată la început și de aceea nu mi-am cumpărat-o, chiar dacă este apărută la editura Leda Edge, una dintre editurile mele preferate, nu mi s-a părut pe gustul meu și am zis că mai bine nu o cumpăr și nici n-am citit sinopsisul, dar de când o am, chiar mi se pare foarte, foarte drăguță. Ea este cartonată și este destul de groasă. Sinopsisul ei nu este foarte lung, este destul de scurt chiar. Apoi, de la o prietenă am primit un voucher de 100 de lei la Libreria Humanitas, de unde m-am cumpărat 3 cărți, mi-am primit încă două chestii de la ea. Am primit acest pom artificial, este un bonsai și este extrem de frumos. Eu ador plantele artificiale. Prefer plantele artificiale pentru că nu mă consider chiar în stare să am grijă de plantele normale, ori uit să le uit sau ceva și tot timpul se usucă și prefer să mi le cumpăr artificiale și este foarte fain acesta. Și am primit și această ramă foto, ori o pot pune așa sau cum vreau. Și să vă arăt și cărțile pe care mi le-am cumpărat. Mi-am cumpărat cartea Mirror Mirror de Cara Delevingne sau Delevingne, nu știu cum se spune. Aici așa arată autoarea. Sper că o vedeți. Și din nou sinopsisul ei este aici. Și aceasta are și supracopertă. Coperta este așa. Și este apărută la editura 3. Așa, una dintre editurile mele preferate. Mi-am mai cumpărat Două domnii întunecate de Kender Blake, al treilea volum din seria cum se numea seria? Trei coroane întunecate. Nu știu ce am crezut că este al doilea volum. În fine, din seria Trei coroane întunecate am citit primele două volume și mi-a plăcut extrem de mult. Le-am citit acum foarte mult timp, cred acum un an. Și chiar mi-era dor să mai citesc ceva despre seria asta. Aici sunt volumele. Primul volum este Trei coroane întunecate și acesta este un tron întunecat. Cartea este destul de groasă și cred că se va citi totuși destul de repede. Celelalte au mers destul de repede, chiar dacă erau groase.
Apoi, ultima carte pe care mi-am cumpărat-o cu acel voucher este Toate drepturile rezervate, scrisă de Gregory Scott, Cat Solis, cred, nu știu. Este apărută la editura Young Art și este cartonată. Opa! Mi se pare o carte foarte interesantă. De obicei vă las sinopsisul, nu vreau să povestesc eu despre ele, pentru că mai am ca câteva cadouri de prezentat și nu aș vrea să mă lungesc foarte mult. Mai am 3 cadouri de prezentat, dacă nu mă înșel. În această pungă am primit niște chestii foarte drăguțe. Eu sunt fana culorii albastru și am un inel albastru pe care îl port destul de des. Una dintre prietenele mele a observat și mi-a cumpărat ceva de la Charm. Și este vorba despre acest set cu acest lănțișor foarte drăguț, care e așa finuț și îmi place extrem de mult. L-am și purtat odată. Și acest set de cercei, sper că îi vedeți, sunt exact ca și colierul. E un set extrem de frumos și îmi place extrem, extrem de mult. Ok. O să leg eu funița mai târziu. Apoi, penultimul cadou are 4 chestii. Am primit această sticluță cu nisip, care și miroase extrem, extrem de bine. Are lavandă în interior și este o chestie extrem de drăguță. Eu o simt pe bibliotecă. Apoi am primit această lumânare cu suportul acesta. Lumânarea este cu miros de bumba, cred. Vă voi arăta cum arată și lumânarea în suport, deci mă gândesc că știți. Cam așa ceva. Eu voi păstra așa. Eu nu am pus lumânarea în suport pentru că am vrut să vă arăt vouă, dar acum că am pus-o pot să o las așa și să o pun pe bibliotecă. Și ultimul cadou este această figurină cu Hedwig. Hedwig din Harry Potter. Logic. Ok. A venit și cu această carticică plină cu sticăre, cu Hedwig, cu Harry și Hedwig. Mă rog, tot felul de sticăre și figurina. Figurina este extrem, extrem de frumoasă. O să pun și pe bibliotecă. Ok, să pun și astea în cutie și trecem la ultimul cadou. Ultimul cadou conține 2 piese, să zic așa, sunt 2 chestii foarte faine pe care mi-am dorit de foarte mult timp. Am primit această instalație cu beculețe. Efectiv, sunt ca niște becuri și mi se par geniale. Și ultima chestie este această tablă foarte, foarte mare pe care pot să scrii ce vrei. Am zis la mulți ani Alessia, pentru că era ziua mea. Și am mai venit cu foarte multe litere. Eu le-am pus în această cutie, vedeți? Sunt tot felul de litere, cifre, sunt... Și poți să fie absolut tot ce vrei. Și ultima chestie pe care n-am primit-o chiar de ziua mea, am primit-o un pic mai repede, de la un prieten, a fost acest semn de carte foarte drăguț cu Hufflepuff și de-abia aștept să-l folosesc. Acestea sunt toate cadourile pe care le-am primit. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și vă zic din nou, vă mulțumesc tuturor pentru cadourile date, au fost niște cadouri geniale și... Da, cam asta a fost tot. Pa!